La începutul anului 2013, Miriam a călătorit din Papua Noua Guinee la Brisbane, Australia, pentru Congresul Tineretului Diviziunii Pacificului de Sud, care schimbă lumea. La congres, Miriam l-a întrebat pe Dumnezeu cum ar putea să schimbe ea lumea. Într-o noapte, a visat pomi plini de fructe pe care nu avea cine să le culeagă. După acest vis, ea s-a gândit la satul tatălui său din munții Papua Noua Guinee și a fost convinsă că acesta era satul pe care Dumnezeu dorea ca ea să-l schimbe pentru Isus. Acasă, Miriam și-a făcut cunoscut visul în fața bisericii și a întrebat dacă există cineva care dorea să meargă cu ea. O singură persoană a răspuns, un băiat în vârstă de 9 ani. A doua zi, cei doi au plecat. Au mers pe jos 2 zile și jumătate până au ajuns în sat, chiar înainte de apusul soarelui în ziua de vineri. Mătușa și unchiul lui Miriam o așteptau și au spus, știam că vii și că ai vești bune pentru noi. Miriam a fost șocată pentru că nu spusese nimănui că venea, dar în mod clar avea vești bune și a prezentat mărturia ei fiecărei familii din acel sat. După ce a ascultat-o pe Miriam, șeful satului, un bărbat orb în vârstă de 80 de ani, s-a ridicat în picioare și a cerut să revină și să aducă cu ea Biserica Adventistă în satul lor. În acea zi, mântuirea a sosit în sat. Pentru că un băiat în vârstă de 9 ani și o fată și-au urmat visul și s-au rugat ca să schimbe lumea.